Marele Simeon Bărnuțiu, care a fost un mare om politic, filozof și, bineînțeles, el ne patronează an de an gândurile. În fața lui venim să depunem o jerbă de flori de către fiecare generație, promoție de absolvenți, iar această promoție face un legământ simplu pe care îl veți auzi acum. Înainte de asta, propun ca în memoria lui să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Îți aducem gândurile noastre ție, marele nostru urmaș. Ne închinăm în fața jertfei voastre, a tuturor eroilor noștri, jurându-vă credința să deslușim a tainelor trecut. Jurăm! Jurăm! Să auzim de povața secolului nostru. Jurăm! Jurăm! Să vedem de claritatea zorilor de mâine. Jurăm! Jurăm! Spre viitor să ne îndreptăm cugetele noastre tinere. Jurăm! Jurăm! Să fim țării noastre de folos. Jurăm! Jurăm! Din toată inima, pentru rezultatele pe care le-ați obținut la clasă, rezultatele care le-ați obținut în confruntările locale, naționale și chiar internaționale. Vă doresc să aveți parte de o viață frumoasă și, bineînțeles, să aveți mult succes în tot ceea ce veți întreprinde. Am primit multe sonete de la voi, unul dintre ele mi-a atras atenția în mod deosebit, unul al lui Octavian Paler, care spunea că viața este un cântec, nu credeți. Într-adevăr, viața este un cântec și acest cântec sunteți voi. El se cântă întotdeauna de la început spre sfârșit și niciodată invers. Bineînțeles că același Octavian Paler mai spunea: se întreba ce are el, o soartă sau un destin. Și destinul vostru vreau și doresc din toată inima să fie unul
deosebit. Dar destinul nu se așează, nu se așteaptă, nu este dat în principal de noroc și el trebuie împlinit. Trebuie împlinit prin efortul vostru, prin dăruirea voastră, prin tot ceea ce veți face de aici încolo. Mulțumesc încă o dată părinților și îndemn clasele a 11-a care astăzi vor prelua cheia succesului de la cei care sunt absolvenți. Să trecem din nou la elevi și la cei mai buni elevi. Este vorba de șefii de promoție. Urmează premierea lor prin atribuirea de către conducerea liceului a premiului de onoare. O să citesc că premiul de onoare se acordă elevei Man Andrada Mădălina din clasa a 12-a de la Colegiul Național Simion Bărnuțiu pentru rezultatele obținute la disciplină, fiind desemnată șefa promoției absolvenției române în anul 2011-2012, media celor 4 ani de liceu este 10. Felicitări! Pe aceeași treaptă. Numai că este băiat și trebuie să dea întâietate fetei, se acordă premiul de onoare elevului Butușină Alexandru din clasa 12-a C. Pentru rezultatele obținute la învățătură și disciplină, fiind desemnat șeful promoției absolvenției secției române în anul școlar 2011-2012, media celor 4 ani de liceu este 10. Premiul de onoare se acordă elevei Vodaș Henrieta din clasa 12-a B de la Colegiul Simion Bărnuțiu pentru rezultatele obținute la învățătură. Disciplină, fiind desemnată șefa promoției absolvenției secției maghiare în anul 2011-2012, media celor 4 ani de liceu este 9,94. Felicitări, Henrieta! Urmează acum un moment deosebit de predare, preluare, așa numitei, simbolic numite, cheia succesului. Rog pe cei implicați. Vă rog, aplaudați acest moment. Se transmit doar gânduri bune. Iar gândiți-vă dumneavoastră în această cheie, fiecare își lasă o pamnică, fiecare lasă ideile și gândurile bune și tot ce este pozitiv. Să purtați cu demnitate această cheie a succesului. Andrada Man, din partea absolvenților, claselor... A 12-a, vă rog. Vreau să joc. Cum niciodată n-am jucat. Să nu se simtă Dumnezeu în mine, un rob în temniță încătușat. Pământule, dă-mi arit, săgeată vreau să fiu, să spintec nemărginirea. Jocul, cel leitmotiv al trupului tânăr și ce alegorie frumoasă a copilăriei. Nu este oare viața noastră toată un joc? O pendulare a spiritelor între existență și neant? Un dans comic al trupurilor pe ceruri care se vor a fi infinite, dar nu știu că tocmai această aspirație absurdă naște sfârșitul celuilalt cer?
Nu e oare viața întreagă, această secundă de acum, singura delimitare certă dintre ceea ce se află și ceea ce va fi? Dar dacă viața se petrece acum și doar acum, haideți să-i sărbătorim jocul. Ca un gest de extremă sinceritate, am să vă fac o mărturisire. Am stat toată noaptea în fața foii, încercând să alcătuiesc discursul de azi. M-am gândit îndelung la ce s-a spus, la ce trebuie spus, la ce v-a așteptat să spun. Nu știu ce au spus cei dinaintea mea, în cuvântul trebuie, eu nu cred, iar așteptările tuturor, cu siguranță, nu am să le pot îndeplini. Nu vreau să fiu privită ca cineva care se deosebește de acest buchet frumos de tineri pe care soarta i-a împletit azi pentru ultima dată. Nu-mi doresc să mă afirm individualitatea, cu atât mai puțin să fiu purtătorul de suflet al sufletului meu. Nici măcar nu am să vă povestesc despre ceea ce numesc eu, decât că de fiecare dată când mă aplec asupra îmi spun o altă poveste despre mine. Azi, cu îngăduința dumneavoastră, vreau să fiu vocea tuturor sufletelor tinere de aici. Recunosc că sol al tinereții ce am să fiu, mă simt stângace. Nu-mi este străină nici teama că voi spune ceva greșit, nici complexul de a nu mă face înțeleasă de către cei mai mari ca mine sau cei cu care împart tinereția. Am decis azi să scap de omul riguros pe care l-am crescut în mine, de tânărul perfecționist care mă mustră mereu, de criticul pe care l-am hrănit înăuntru. Azi îmi îngădui să greșesc, greșelile au pus lumea în mișcare. Azi îmi îngădui să plâng, vor fi rușinat de vulnerabilitatea mea, căci puterea unui om stă în lacrimi, în curajul de a cere mângâiere. Azi îmi îngădui să vorbesc despre vise, credință și iubire. Mă plec asupra-mi și exclam, Doamne, cât de frumoasă poate fi tinerețea mea, tinerețea noastră, și cât de frumoase sunt aceste stângăcii, micile ezitări, marile noastre aparente greșeli și complexe. Dacă trecutul ne dă o identitate, prezentului îi revine sarcina de a ne învăța să ne folosim de ceea ce avem, de a ne învăța primii pași de dans, să ne întoarcem deci în prezent. Avem veșminte, salonul e aici. Pentru veșmintele frumoase pe care le poartă sufletele și spiritele noastre azi, se cuvine să le mulțumim dascălilor noștri. Mulțumesc, doamna învățătoare, mulțumesc, doamne profesoare Crișan, mulțumesc, domnului Iman, mulțumesc, domnului Cuțu, mulțumesc, domnului Coste, mulțumesc, doamne profesoare Lepădat, mulțumesc, domnului diriginte, care m-a onorat cu prietenia lui, și tuturor oamenilor minunați care le datoresc ceea ce sunt azi. Aș vrea să-i pot cuprinde în această enumerare pe toți. Pentru salonul în care urmează să dansăm, trebuie să le mulțumim părinților care ne-au vegheat creșterea. Mulțumesc, mamă, mulțumesc, tată, mulțumesc tuturor celor care m-au iubit. În drumul dinspre ceea ce se află, am cunoscut înfrângeri și am gustat victorii. Mi-am spălat tălpile cu șiroaie de lacrimi și ne-am cusut pe buze dantela zâmbetelor. În drumul spre ceea ce va fi, vom cunoaște din nou înfrângerea, dar acum știm că înfrântul nu este cel care pierde lupta, înfrânt este cel care renunță să lupte. Vom cunoaște victoria, dar acum avem înțelepciunea de a ne bucura de ea, de a nu zăbovi prea mult asupra ei. Vom cunoaște ploi și ceruri înorate, dar acum știm să găsim drumul și fără a ne ghida după stele, căci avem în buzunare busola cunoașterii. Ne vom pierde credința în drumul pe care îl urmăm, dar acum știm că suntem datori să-l continuăm. Credința ne va reveni pe parcurs. Ne vom confecționa aripi carice și vom zbura spre soare. Ni se vor topi, dar noi vom ști că trebuie să înlocuim ceara cu materiale mai trainice pe care le vom obține visând și crezând iar și mai mult. Vom suferi, dar acum știm că în craterul cel mai adânc al durerii stă seva mântuirii. Vom fi dezamăgiți de oameni de lângă noi, dar noi știm să alegem pe cei care merită să suferim pentru ei. Dar în cele din urmă vom reuși, ne vom ridica deasupra lumii, o vom privi de sus, dar nu cu superioritate, ci cu milința omului care a muncit, s-a sacrificat, a visat, a eșuat, a crezut, a greșit, a iubit și în final a izbutit să învețe dansul. Să ne bucurăm de tinerețe, dar să nu uităm că îi suntem datori. O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat. Să nu mai văd în preajmă decât cer, deasupra cer și cer sub mine. Mulțumesc!
Grada Man, absolventă de filologie, se vede impresionante mulțumirile și modul în care le-a adus și noi mulțumim că existați, toți. Fără voi, noi n-am existat. Are cuvântul domnul Alexandru Butușină, de asemenea șef de promoție. Stimați profesori, dragi părinți, dragi colegi, ne aflăm în pragul marelui final, despre care toți vorbesc și de care toți se tem, finalul liceului. Liceul nu putea ține o veșnicie, de aceea nu privesc data de 1 iunie doar ca pe un sfârșit, ci și ca pe un nou început, începutul altei etape din viața noastră, o etapă superioară în care vom avea șansa de a învăța lucruri noi, o perioadă în care noi toți vom trebui să dăm dovadă de maturitate și echilibru spiritual, mă scuzați, etapa în care încet încet ne luăm zborul de acasă și devenim oameni mari. Dragi colegi, vom fi nevoiți să cântărim și să luăm singuri deciziile cele mai bune, ele influențându-ne viitorul. Va trebui să ne croim un drum doar al nostru. Unii vor călca pe urmele altora, pe cărări deja bătătorite, alții vor trebui să-și facă singur loc în lume. Însă, indiferent de situație, vom avea nevoie de multă experiență însoțită de un bagaj serios de cunoștințe. Eu, deși au trecut mult prea repede, au fost cu adevărat frumoși. Pentru mine, acești 4 ani au fost cei în care am avut parte de niște colegi minunați, ani în care am cunoscut oameni speciali. Alegând să venim la acest liceu, am avut parte de profesori devotați, de niște specialiști care au fost gata oricând să ne împărtășească cu noi cunoștințele pe care le-au acumulat întreaga viață, însă mai important decât toate, am avut parte de oameni cu caracter, care ne-au privit ca pe copiii lor, oameni care ne-au format și ne-au susținut în momentele în care am avut nevoie, dar care ne-au și criticat atunci când am lăsat ștacheta prea jos. Prin puterea exemplului, aceștia ne-au oferit principii directoare în viață, motiv pentru care vreau să-mi exprim recunoștința față de aceștia. Au fost 4 ani în care ne-am făcut prieteni de o viață, ani în care ne-am îndrăgostit pentru prima dată, în care nimeni nu ne înțelegea, în care am trăit cele mai mari decepții, dar și cele mai mari fericiri. Au fost 4 ani cu momentele lor bune și mai puțin bune, însă aceștia îi vom ține minte pentru totdeauna și ni vom aduce cu drag aminte. În final, vreau să le mulțumesc în numele tuturor colegilor, profesorilor noștri, pentru toată înțelegerea și răbdarea de care au dat dovadă în acești ani și le promitem că nu vom dezamăgi acest liceu, ci dimpotrivă îl vom reprezenta cu succes în universitățile în care vom fi admiși și vom contribui cu mândrie la creșterea prestigiului acestui colegiu. Vreau de asemenea să le mulțumesc tuturor părinților pentru sprijinul acordat nouă și sper din toată inima că sunt mândri de noi. Colegilor mei le urez mult noroc în viață, să nu renunțați la visele voastre, simtiți cât mai sus și astfel veți ajunge acolo. Colegilor mai mici le urez mult succes în anii ce urmează și îi sfătuiesc să învețe din greșelile noastre. Vă spun tuturor la revedere și vă promit că nu vă voi uita. Vă mulțumesc! Mulțumim, Alexandru, și sunt convins că veți duce numele și renumele, veți spori renumele și renumele acestui lăcaș de cultură. Are cuvântul Vodoș Henrieta, șefa promoției secției maghiare 2012. Tisztelt tanárok, kedves ballagú diákok, szülők, nagyszülők! Június 1-e van, gyereknap. Talán nem véletlen, hogy a ballagási ünnepség ma már csak emlékek. Visszatekintve a rossz vagy kellemetlen élmények is átértékelődnek, s megmosolyogtató emlékekké válnak. Fortunile de puse pentru noi și vă urez elevilor mult succes la examenul de bacalaureat. Vă mulțumesc! Mulțumim, Henrieta, aplauzele voastre! Și bineînțeles că doresc să aveți mulți
mulți prieteni să vă întoarceți aici cu fruntea sus și cu rezultate deosebite. Îl invit la microfon pe Lazar Cristian din clasa 11-a pentru a spune câteva cuvinte din partea celor care rămân. Domnule primar, domnule viceprimar, domnule inspector, domnule director, onorați profesori, dragi absolvenți, prieteni, colegi, părinți. Am onoarea de a vorbi în fața voastră cu ocazia celebrării unui moment unic pentru sute de absolvenți și părinți ai Colegiului Național Simeon Bărnuțiu. Colegiu încărcat de istorie, tradiție și de un lucru foarte important, performanță. Trebuie să recunosc că în aceste momente sunt încercat de diverse emoții, de bucurie, împlinire, ce-a spune și nostalgie. Dar trebuie să fiu conștient de un singur fapt. Atât eu, cât și voi, nici unul nu ne putem împotrivi timpului. Și dacă până acum ați avut parte în viață de multe opriri, stopuri, acum aveți în fața dumneavoastră mare în față destinația. Mi-e greu să vă vorbesc în față ca reprezentant al colegiului, în fața absolvenților. Și de aceea am să încerc să mă transpun în pielea voastră prin ceea ce vă voi spune. După cum am spus, sunteți la final de drum, dar trebuie să știți că o cale bine croită înseamnă la final mai multe căi deschise. Eu pot să vă spun deschis un singur lucru. Dacă vă opriți acum, ați pierdut. Sunteți capabili de un singur lucru și singurul lucru care trebuie să-l faceți este să continuați. Să continuați ce ați început să faceți sub îndrumarea unor minunați dascăli. Societatea are nevoie de voi și mai mult decât orice are nevoie de produsul acestor fapte. Ce să vă mai spun este că în aceste momente cred că voi căutați multe răspunsuri. Însă făcând acest lucru se nasc multe întrebări. De aceea evitați răspunsurile și evitați și întrebările. Vorbeam adineauri despre niște profesori minunați. Aș veni în fața voastră cu un exemplu. Adineauri, o mare putere mondială, China, oficializa construirea unui oraș elvețian la scară, printre multe alte lucruri preluate de la diversi autori. Eu vin în fața voastră și vă întreb, oare ce au făcut profesorii aceștia în 4 ani de zile? Sau ce fac de o viață la acest colegiu? Poate fi vreodată cumpărat? Poate fi vreodată copiat? Răspunsul cred că-l știm cu toții. Nu! Niciodată! Niciodată nu se va putea copia așa ceva. Sunt și eu un elev simplu ca mulți din această curte. Ce îmi doresc eu de la absolvenții de anul acesta este să-i văd oamenii realizați, personalitățile de mâine. Încotro se îndreaptă acest colegiu odată cu performanța voastră? Înspre bine, nu spre greu. Înspre bine, nici de cum spre rău. Desigur, vă așteaptă o perioadă încărcată. Urmează examenul de bacalaureat. Trebuie să fiți conștienți și să priviți lucrurile ca pe o competiție și nu ca pe o confruntare. Fiind capabil de absolvirea acestui liceu, reprezintă garantul reușitei voastre la BAC. Se aud multe lucruri despre valoarea compromisului. Eu vă spun că atunci când vedeți un moment de slăbiciune, este nevoie de momentul de tărie pentru fiecare. Doresc să vă mai spun ceva. Și la asta țin foarte mult. În viață trebuie să închidem ochii în fața unei faime rele
construite în baza unor măsuri care ne-ar introduce pe o direcție eronată. Ce vreau să spun prin asta? Uneori, dacă analizăm lucrurile, vom observa că acele scopuri care ni se dovedesc a fi virtuoase, urmărindu-le, în final ne duc la pieire. În timp ce altele care par a fi rele, urmărindu-le, observăm că în final reușim să dobândim bunăstarea, siguranța, încrederea și performanța. Asta înseamnă sacrificiu. Asta va face diferența dintre voi. Niciunul dintre voi nu va fi un învingător învins. Trebuie să urmăriți adevărul concret al faptelor și nu închipuirea lor. Desigur, trebuie să recunoaștem că toată strădania voastră, toată performanța nu era posibilă fără ajutorul părinților, cărora trebuie să le mulțumiți. Sunteți ceea ce sunteți și sunteți datorită unor dascăli care 4 ani de zile au șlefuit fiecare calitate a voastră și merită toată stima pentru aceasta. Aș mai adăuga în final unele lucruri. Sacrificiu, adolescență, succese, înfrângeri, dezamăgiri, dragoste, renunțări la vis, iubiri, satisfacții. Asta au însemnat pentru voi cei 4 ani. Vă mulțumesc și vă urez multă baftă la BAC! Mulțumim! Mulțumim și noi, alături de Cristi, le urăm din nou și din nou și de fiecare dată mult succes în tot ceea ce vor face în continuare. Din partea părinților secției maghiare, ca să închei apoi cu domnul Man Ovidiu. Îl invit acum la microfon pe domnul Ovidiu Man, care a fost elev al liceului și este cunoscut în oraș ca un eminent avocat. Stimați invitați, în rândurile și tehnicățile voastre, distins auditoriu, dragi elevi. Mi-a revenit onoarea să vorbesc în numele părinților și să adresez, practic, cu cuvânt de mulțumire cadrelor didactice pentru tot ce au făcut pentru copiii noștri. Distinse cadre didactice, în numele părinților, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru copiii noștri, pentru entitățile pe care le-ați creat în cursul activității dumneavoastră. În urmă cu mulți ani, mai precis 30, am trăit și eu această emoție, bineînțeles, de pe o altă poziție. Discursul, în esență, a fost aceleași. Cuvintele au fost diferite și fețele au fost diferite. În esență, s-a spus același lucru, s-au urat, s-au făcut urări de succes, s-au adresat mulțumiri, și așa s-a încheiat încă o ceremonie. Aș dori să închei extrem de scurtul meu discurs prin a vă ura și eu mult succes. Mă adresez absolvenților acum și a vă spune ceea ce de fapt voi știți. Secretul realizărilor în viață este munca. Din păcate munca. Spun din păcate, deoarece munca nu este o plăcere, munca este o necesitate. Niciodată n-am atât persoanele care au spus că iubesc munca. Nu am întâlnit persoane care iubesc munca, doar persoane, nu știu, travestite sau încercând să cosmetizeze oarecum această expresie. Cu toate acestea, ca să realizați ceva, va trebui să munciți, chiar dacă nu vă face plăcere. Iar voi, dacă doriți să realizați ceva în viață, va trebui să faceți acest lucru, deoarece voința este propria voastră cauză. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc succes, mulțumim încă o dată profesorilor și tuturor celor care s-au implicat în procesul instructiv educativ. Cu mulțumim! Mulțumim și noi pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor de liceu